Colindătorii au venit anul acesta la Crucea Roșie Călăraș, încărcați cu daruri pentru persoanele nevoiașe. Astfel, elevii școlilor din Roseț și Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș au donat în cadrul proiectului Din Suflet pentru Suflet jucării, alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte. Pentru colinda lor frumoasă, micii colindători au fost răsplătiți cu dulciuri. În această perioadă, voluntarii Crucii Roșii vor merge din casă în casă la persoanele nevoiașe pentru a aduce un dram de bucurie. Pe când sunt o căpă,